Omul secolului. Наша задача спасти Молдову. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Налей 100 грамм. Майя Санду, Анджи Нунхя Цара Строинилар. Викляануле. Dictatorul Lukashenko a dat jos un avion civil doar pentru a aresta un jurnalist. Acasă, живой, здоровый. Cine-s prietenii de la noi care îl venerează? Nu e o problemă. Socialiștii își fac planul electoral pe malul Iazului și înjură jurnaliștii. Dodon vrea să expulzeze ambasadorii occidentali. Te-ai trezit? Comunistul Voronin a primit titlul Omul Secolului de la VIP Magazin. Respectat alegerea publicului. Iar episcopul Markel are Mercedes de lux dăruit de credincioși. Care-i treaba dumitale? Despre acestea, dar și despre alte informații, discutăm în cele ce urmează. Știu că aveți puțin timp la dispoziție, așa că să nu-l pierdem degeaba. Dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de materiale, puteți să mă susțineți pe patreon.com/nicolaechicu. Îi mulțumesc noului meu patron, Maftuleac Daniela. Dacă mai aveați dubii despre gospodarul Lukashenko și despre regimul său dictatorial pe care îl impune milioanelor de bieloruși, păi n-ar mai trebui să aveți. Săptămâna aceasta s-a întâmplat un adevărat act de terorism internațional la comanda lui Lukashenko. Spasibă! Exact, terorism la nivel de stat, planificat pentru a duce la tăcere un jurnalist care și-a permis să critique politica ridicolă a dictatorului și să publice imagini de la protestele masive împotriva lui. Duminică, pe 23 mai, un avion civil care zbura de la Atena spre Vilnius a fost obligat să aterizeze de urgență pe aeroportul național Minsk din Belarus. Я сказал всё, можете кричать, уходи. De unde a venit această urgență? Lukashenko a dat comanda, pentru că în avion era Roman Protasevici, un tânăr jurnalist de 26 de ani, fondator și fost redactor al cunoscutului canal de Telegram Nehta, datorită căruia o lume întreagă a putut vedea protestele de amploare din vara anului 2020 împotriva lui Lukashenko. Я не знаю, ну я лично хотел бы от этого уходить, но как бы... Эмоции иногда бывает захлёстывают, и нельзя себя вот убедить писать правоохранители, когда чувак херачит там дубинкой девушку или тянет за волосы. Dictatorul a înscenat foarte inteligent toată această situație printr-o sperietoare falsă, alertă cu bomba. Asta e, atâta s-a putut. În avion erau 123 de persoane care zburau spre Vilnius, dintre care 5 erau agenți KGB, adică ai Serviciului de Securitate din Belarus, ceea ce înseamnă că jurnalistul a fost urmărit minuțios din timp, asemeni practicilor lui Putin. No. Pentru a se asigura că avionul va ateriza pe aeroportul din Minsk, Lukashenko a trimis în întâmpinarea lui un avion de vânătoare MiG-29, care era înarmat cu rachete antiaeriene pentru a amenința piloții să asculte de indicațiile dictatorului, numit și Batka, adică tătunea. De menționat că avionul era mult mai aproape de Vilnius decât de Minsk, la doar 2 minute de intrarea în spațiul aerian al Lituaniei, însă acest lucru nu a contat. Lukashenko a zis, trebuia de făcut. Asta e o problemă. Este primul caz în istorie când o cursă civilă este deturnată de un guvern pentru a aresta un jurnalist care a criticat un regim politic. La aterizare, Roman Protasevici și prietena lui au fost reținuți, iar așa zisa bombă despre care au alertat agenții KGB nu a mai fost găsită, adică doar a făcut parte din scenariu. La Minsk au rămas agenții KGB, jurnalistul și prietena lui. Ceilalți pasageri au fost duși la Vilnius după ce câinii le-au mirosit bagajele, adică minciunile dictatorului că în bagaje evident nu era nimic. De restul găinilor. Protasevici, alături de alt fondator al canalului Nehta, au fost incluși anterior de către autoritățile bieloruse în lista teroriștilor și riscă pedeapsă capitală, adică ar putea să fie eliminat pentru că legislația lor permite. Lukashenko nu durac, este găvărit. Protasevici plecase din 2019 în Polonia, acolo unde a cerut azil politic, urmare a activității sale jurnalistice împotriva regimului. Cam așa se întâmplă într-o țară din imediata vecinătate. Jurnaliștii corecți sunt declarați teroriști și apoi riscă să fie executați. Potrivit pasagerilor, Roman Protasevici a dat seama ce va urma și a rugat piloții să nu aterizeze în Minsk pentru că îl vor elimina, doar că nimeni nu l-a ascultat. Super scared. I looked at him directly into his eyes and it was very sad. They took his backpack and opened everything. And it was announced that we're going to Langton, Minsk. So the Romans stand up, really open the
let's say, luggage door, take the luggage, and was trying to split the things, like computer, give it to a girlfriend. După câteva ore, pe internet au apărut imagini video în care acesta spune că nu a fost supus presiunii și că autoritățile fac totul legal. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. А также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Un mesaj pe care l-a rostit evident sub presiune și amenințări, doar pentru a nu încinge și mai mult spiritele în toată lumea. Tatăl lui Roman a declarat pentru Reuters că nu sintonația, cuvintele și maniera lui de a vorbi, iar fiul său a fost bătut întrucât este pudrat intens și are nasul rupt. Acasă, живой, здоровый. Reacțiile internaționale n-au evitat să apară. Iar Uniunea Europeană a anunțat că avioanele companiilor din Belarus nu vor mai avea voie să zboare în spațiul aerian al Uniunii Europene și nici nu vor avea acces pe aeroporturile din UE. De asemenea, avioanele companiilor din Uniunea Europeană vor evita să zboare în spațiul aerian al Belarusului. Ce e val, cu valul trece. Adică o țară întreagă rămâne izolată pentru că în orice moment Lukashenko poate să trimite un mig și să te pună la pământ dacă ceva nu-i convine. E doar în cur. Trist este că cetățenii din Belarus nu-s vinovați cu nimic, dar vor avea de suferit cel mai mult din cauza celui care îi conduce. A venit și Lukashenko cu o reacție, spunând că Uniunea Europeană are ceva personal cu dânsul și că oficialii europeni nu mai au bun simț și moralitate. Mare bou, mare, mare bou, bou, băi. Dictatorul a mai zis că nu se dă bătut, anunțând Occidentul că poate izbucni un război mondial, întrucât Belarusul este centrul Europei. Batka susține că a procedat corect și absolut legal. Я действовал законно, защищая своих людей. Republica Moldova, ca de fiecare dată, plutește. La Chișinău nu prea s-a auzit vreo poziție clară în legătură cu acest caz extrem de grav. Autoritatea Aeronautică Civilă a recomandat operatorilor naționali să efectueze o analiză a riscurilor cu privire la survolarea în continuare a spațiului aerian belarus. Ce fel de analiză poate să mai facă o Republică Moldova atât de mică, dacă țările mari ale Uniunii Europene deja s-au expus pe marginea acestui caz? În acest context, trebuie să spunem că la Chișinău sunt mai mulți politicieni care îl laudă intens pe dictatorul Lukashenko și care vor să fie la fel de puternici ca dânsul. Doi dintre cei mai vocali sunt Igor Dodon și Renato Usatăi. Nu e o problemă. Igor Dodon l-a lăudat ori de câte ori a fost nevoie pe dictatorul bielorus, pentru că este prieten cu Putin, iar cine e prieten cu Putin trebuie să fie prieten și cu socialiștii. La începutul lui mai, Dodon s-a dus într-o vizită în Belarus alături de Greceană și câțiva miniștri demisionari. Nu, mă lăzit și te priehal. Acolo socialistul l-a lăudat pe Lukashenko pentru că a reușit să anihileze protestele a sute de mii de oameni de acum câteva luni prin violență și prin arestări. Bătrițo, хорошо, что удержали ситуацию. Сейчас поговорим. Как я мог не удержать? Вы молодцы. Я же понимал, что и в Молдове это пригодится опыт. Оно готовилось и у нас. Да, но я помню, я помню. Сейчас тоже готовится, у нас выборы досрочные. Думаю, что они попытаются дать удар. Но вы показали пример все равно. Нет, ну... Вы помните, я тогда публично сказал, что Александр Григорьевич правильно все... Хоть мы... Nici primarul de Bălți, Renato Usatăi, nu și-a ascuns vreodată simpatia față de dictatorul de la Minsk. Acesta spunea anterior că principalul său idol este Lukashenko. Я неоднократно говорил, что кумир мой Александр Григорьевич Лукашенко, и только Лукашенко 2 спасет Молдавию. Мне не будет диктовать американский посол голосовать за закон равенства или не голосовать, потому что, как я им говорил, закрою американское посольство и сделаю из него самое большое караоке в Кишиневе. Mare, bou, mare, mare, bou, bou, băi. Despre conflictul armat din Ucraina, Usatăi se alătură celor spuse de Lukashenko, Dodon și Putin, adică a fost organizat de americani. Я согласен полностью с Александром Григорьевичем Лукашенко. У нас на эту тему одна позиция, что сегодня все, что было на Майдане, это то, что готовил, это провокации, подготовленные западными спецслужбами.
Donbasul și Crimea, ce părere aveți? Eu m-am expus la acest subiect de mai multe ori. Vă rog să mai faceți o dată. Aici nu s-a încălcat legislația. Este referendum care a luat astfel de decizii. Deci, înțeleg că dacă ar fi organizat în Republica Moldova un referendum pentru unirea cu România, de exemplu, dumneavoastră nu ați fi împotriva lui. Categoric împotrivă. Dar de ce ăla e ok de asta, nu? Conform Constituției este anticonstituțional și trebuie interzis. Ok, dar Ucraina nu este stat constituțional independent? Las clarifici ei cu problemele lor. S-a dus să culce. America este vinovată? Statele Unite s-au implicat geopolitic acolo. Rusia este vinovată? Cu ce? Iată, vedeți, la primele ați răspuns cu da și cu nu, dar aici mă întrebați pe mine. Care, dacă spun că nu văd care este vină, înseamnă că nu este vinovat. Ok, atunci își spuneți, nu. Dar de ceea ce se întâmplă în Donbas, este vinovată Rusia sau nu? Opinia dumneavoastră personală. Păi eu nu am fost acolo. Și nu știu dacă mă voi duce încolo să văd ce se întâmplă acolo. Acum câțiva ani, în ziarele de partid ale lui Usatăi, dar și pe panourile electorale, scria clar: Moldova are nevoie de un Lukashenko. Și recent l-a lăudat pe dictator. Lukashenko ca Brejnev în 52 a încălcat șuboetele. Brejnev în Moldova cum? A mers prin fricare raion din Republica Moldova și a decis. Deci a construit atâtea Pânămoare și furaș, Andranache și Plahătniuc și restul care se înțelege. Pânămo nu a putut tăie tăt la fier uzat. Ce fel de gospodar care își bate joc de propriul popor, care utilizează avioanele militare pentru a aduce la sol un avion civil, care își impune punctul de vedere prin violență și amenințări. Incorrect, fals. Revenim la situația de la noi din țară. Cu siguranță. Acum câteva zile, revista VIP Magazine a organizat o nouă gală a premiilor Omul Anului. Are revista și-a făcut eveniment? Astfel, mai multor personalități din diverse domenii li s-a acordat titlul Omul Anului 2020. Jurnaliști, oameni de cultură, businessmani sau chiar politicieni. E foarte important pentru Republica Moldova. Cel mai greu și important titlu a fost Omul Secolului, care a fost acordat dirijorului Nicolae Bodgros, pictoriței de 100 de ani Valentina Rusu Ciobanu și, atenție, fostului președinte dictator comunist, Vladimir Voronin. Prima dată aud la dumneavoastră. Omul secolului. Am fost informat. Când mi-au spus că este așa decizie, eu am erat foarte mult, pentru că eu nu sunt sponsor, nu sunt la vioară. Frumos, nu? Adică alături de niște titani ai picturii și muzicii a fost plasat și Voronin, cel care a îngenunchiat țara timp de 8 ani, cel care a permis dezmățul din 7 aprilie, cel care i-a crescut pe Dodon și Plahotniuc, cel care acum s-a aliat din nou cu Dodon și mai vrea în parlament la 80 de ani. Ia ca ista, da, om al secolului. Olea că m-am ofticat pentru premiul ăsta VIP Magazine și am tăguit doi prieteni pe care i-am remarcat postând asta. Am tăguit-o pe Natalia Murari și pe Dorin Galben. Scriind sau încercând să transmit nedumerirea cu de ce ei au acceptat acest premiu sau, în general, întrebându-mă, ei cunoșteau că și Voronin este acolo, dar dacă au făcut poză și au fost la eveniment, înseamnă că au auzit și au văzut cum urcă Voronin în scenă și se alege cu premiul Omul Secolului. Să nu uităm de faptul că rana denumită 7 aprilie 2009 este încă vie. Ce le spuneți rudelor și supraviețuitorilor torturii de atunci? Să ajung în alt parlament. Nimic mai moldovenesc decât acest VIP magazin. Ne-a pus de-a lungul anilor pe toți într-o oală, și valoare și non-valoare și căcat. În semn de protest față de această nominalizare rușinoasă, jurnalista TVR Stella Popa a anunțat că renunță la titlul său din 2014, acordat de VIP Magazine, și pictorița Valeria Duca a renunțat la premiul său din 2014, menționând că decizia de a o pune în aceeași oală pe Valentina Rusu Ciobanu cu Voronin este lipsită de justificare. Nimic deosebit. Un gest de solidaritate a venit și din partea lui Val Butnaru, care a anunțat că renunță la premiul din acest an la categoria cultură. Și Pașa Parfeni a renunțat la trofeu. Aceeași bandă, aceeași persoane. Rodica Ciorănică, directoarea revistei, a venit ulterior cu un răspuns, spunând că așa au votat oamenii și că a fost decizia lor. Am respectat alegerea publicului, iar juriul, care este construit dintr-o echipă de experți din toate domeniile, a votat pentru oamenii după criterii mai profesioniste, să zic așa. Te-ai trezit? Ești cool când înapoi și dormi. Să nu uităm că zilele trecute a fost ziua de naștere a marelui geniu comunist, Vladimir Voronin, care a împlinit 80 de ani.
Я считаю, что Владимир Николаевич лучший президент Молдовы за эти 30 лет независимости. Omagiatul Voronin își umple în continuare buzunarele cum poate. Acesta și-a majorat de 12 ori cota parte din Fincombank, care aparținea anterior fiului său, Oleg. Dacă în 2019 comunistul avea acțiuni în valoare de aproximativ 900.000 de lei, acum are acțiuni în valoare de aproximativ 4,5 milioane de lei. Succes mai departe! Tot zilele trecute a fost și ziua de naștere a președintei Maia Sandu. Florile care i au fost aduse în dar au fost dăruite trecătorilor. Pentru a nu fi aruncate, bună decizie! Și pentru că am ajuns la socialiști și comuniști, aflați că BSRM a făcut mare hostropăț pe malul iazului din Brăviceni, Orhei. S-au întâlnit omenașii la aer liber înconjurați de copaci pentru a pune la cale strategiile electorale, adică printr-o propagandă corectă. Corect făcută în sensul propaganda corect făcută, e o știință asta a propagandei. Când au văzut că vin jurnaliștii să-i filmeze, s-au enervat peste măsură. Deputatul socialist Mihai Paciu le-a zis jurnaliștilor că-s făcuți cu degetul și i-a îndemnat să plece. Bă, eu stăpân aici, n-ai cicăta la mine în casă, ce te bagi aici? Mihai Paciu îmi spune. A, domnul Paciu, foarte bucuros. Bă, tu ce vrei, la mine o gradă să vrei? Ești aici, te rog. Bă, Iura, lasă-ți-vă tă, ești aici. Domnul Paciu, vă faceți tău. Sunteți făcuți cu deșturi și cu boi. Eu ești aici, o gradă. Ulterior, alt deputat socialist, Grigore Novac, s-a apropiat de presă și a explicat scopul hostropățului. Nimic deosebit, este o ieșire în aer liber, discuții fără cravată și fără costume, așa cum o fac și mulți alții. Un fals cât el de gras. Facem anumite strategii pe viitor, de campanie, adică nimic așa deosebit, aș zice. Strategia deja e planificată din timp. Propagandă, ură și dezbinare. Dodon a declarat pentru o televiziune prorusă că dacă va obține majoritatea parlamentară alături de Voronin, va face ordine în ambasade, va expulza ambasadorii occidentali care nu-i convin. Așa cum face și Putin. И после выборов будет наше правительство и наше парламентское большинство. Нужно одного отправить из страны. Выслать. Одного хотя бы. Который самый активный, который вмешивается. Сделать одно предупреждение. Потом сделать второй шаг, и все успокоятся. А как по-другому? Cred că a fost de ajuns că în cei 4 ani de mandat a izolat Republica Moldova de toate țările, inclusiv de vecini, România și Ucraina, zburând doar la Moscova. Și de unde a luat-o el că va obține majoritatea? Un fals cât el de gras. Cum n-ai da, colegii lui de partid muncesc din greu. Prin conferințe de presă deja au început să spună că Maia Sandu a scumpit produsele petroliere, pâinea. Maia Sanda. Că a dezbinat țara și tot așa mai departe. Maia Sandu a dezbinat și mai mult cetățenii. Maia Sandu a îngenunchiat țara străinilor. Viața moldovenilor este mai rea, cetățenii trăiesc mai greu. Of și de greu viața de socialist. A relansat mesajele Frontului Popular de parcă funcția de președinte al țării se reduce la arătatul cu degetul. Maia Sanda a relansat mesajele Maia Sanda cu degetul. Trebuie să fii dus cu pluta ca să-i crezi. Guvernul e al lor de 2 ani. Ei au avut majoritate în Parlament. Ei coordonează ridicarea prețurilor. Ei permit să fie exportat grâul din rezerva de stat. Maia Sandu для Республики Молдова это вирусное заболевание. На это заболевание есть одна хорошая вакцина. И это является электоральный блок социалистов и коммунистов. Dar oamenii continuă să se uite la NTV și să le creadă prostiile. Ei sunt încrezători că blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor va contribui la îmbunătățirea situației social-economice. Cum ne-a depres noi după vârsta noastră, Voronin era bun. Sperăm că dumnealui, socialiști, putea să facă ceva pentru lume. Să... Și cu tine? Să trăim mai bine. Foarte bine a fost. Dar când a stat Voronin, de-am primit pensia, și ne-o dobavcă, ne-o dat-o ajuns până la 20%. Cine o să fac eu, izvinite, confruntări în Parlament? Alții parcă nu știu, n-am încredere. Dar era un leac, tot era mai ghinșor. Da, mă, ea nu știu și.
Încă un plan al strategiei electorale este vandalizarea panourilor concurenților electorali. În noaptea din 18 spre 19 mai, banerele PAS de la sediul partidului din Ocnița au fost vandalizate pentru a intimida membrii acestui partid din Ocnița, dar și pe susținători. De ce oare să recurgi la astfel de acțiuni dacă propriile tale sondaje te ridică în slăvi? Мы рассчитываем на большинство парламентское. Presa socialistă a publicat în ultimele zile un sondaj umflat, prin care le arată oamenilor că vor obține aproximativ același număr de voturi ca și PAS. Cu degetul. Și că vor face majoritate parlamentară alături de Șor. Să-i vedem după alegeri. Iar acum să vorbim și despre mașini, despre Mercedesuri mai exact. Episcopul de Bălți și Fălești, Markel, despre care s-a tot vorbit că ar fi proprietarul unui Mercedes de lux, a recunoscut că mașina de 10.000 de euro îi aparține. Uite, omule. A zis și de unde o are, de la un credincios cu inimă bună, care i-a dat-o în dar. Ce putem noi să facem decât să-l credem? O nemica tată a fost un cadou a unui om bun ca și dumneata. Și ești gata și dumneata să dorești cuiva? De mine nu-i nevoie. Nu sunt gata pentru că nu-mi permite buzunarul. Eu sunt gata să fac unele cadouri, desigur că nu de genul acesta. Dar care-i treaba dumneatale, cât ar costa mașina aceasta? Da, e de lux, ia-te, uite, Mercedes. La ce model este mașina? Uite, omule. Treci pe lună? Păi ce model? Eu nu cunosc modelul. Treci pe lună? Eu nu înțeleg, da? Ce fel de model este. Nu, te faci, dar mă mort în popșoc. Băi, băieți, vicleșugul nimănui n-a fost de folos, așa că lepădați-vă de el. Fiți un pic unul, că rămâneți unul la unul cu soviste voastră, dacă putem vorbi de soviste. Cum te simți, vicleanule? Dar de ce nu a spus numele persoanei cu inimă mare? Un astfel de Mercedes de clasă la mâna a doua pe site-urile specializate costă până la 30.000 de euro și chiar mai mult. Mercedes-uri, BMW-uri vă doresc la fiecare să n-aveți parte de lipsuri și în frigider mâncare. Eu am fost Nicolae Chicu și cam atât am avut a vă spune astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a crește împreună. Dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de materiale, puteți să mă susțineți pe patreon.com/Nicolae Chicu. Îi mulțumesc încă o dată noului meu patron, Maftuleac Daniela. Dați un like la acest video și desigur urmăriți-mă pe Instagram. Aștept părerile voastre în comentarii. Pe curând!